Ați fost, doamnă, la Chișinău ieri, iară. Eu am fost cu alte chestiuni programate. Și deci am trecut la Ministerul Mediului pentru că nu pot să fiu indiferentă de nefuncționalitatea sondei. La Dar ce Ministerul legătură are Ministerul Mediului cu sondele? și Are resursele acvatice. și resurse acvatice, am înțeles, e de competența lor. Da. Știți, eu aveam la mine doar aceste două acte pe care vi le-am trimis dumneavoastră, răspunsul din 2020, prin care se confirmă că sonda a fost dată în exploatare în 2016 și nu mai spune ceva primarul că sătenii nu achită taxa și că nu sunt bani pentru energie electrică. Și tot răspunsul din 2023, prin care îmi indică despre costul sondei și despre faptul că fântâna a fost forată prin decizia Consiliului din 2013. Doamnele de la Ministerul Mediului mă întreabă, zice, da, din 2013, acum 10 ani, cum sonda a fost forată doar așa că a vrut să aibă un exponat sau ea a avut o destinație? Păi iată, zic, mie aceasta doar îmi scriu. Bun, și sunt atâtea întrebări domnilor mi-au adresat, la care eu am răspuns, la care nu, nu. Printre altele, dumnealor au văzut aici că eu am adresat primarului să mă ofere informația actului de predare primire. Eu acest act nu l-am, mă întreabă, dar aveți acces la materiale soli, care, deci, pașaportul, la documentație tehnică. Zic, nu am nimic. Este autorizație, nu cunosc nimic. Dar cum? Deci, dumnealor au înțeles că eu am zis că nu funcționează sonda și m-au întrebat cum se alimentează. Zic, care și cum pot? Prin ori s-au furat deci, fântâni personale, dar primarul mă întreabă, a ieșit cumva cu o informație că iată au fost donați bani. Deci mister, nici nu știm cum, pentru că se spune că ar fi din guvernul României. Sau ar fi fost acești bani de la, după ne-am mai făcut eu careva semnături, ori de la ADRE, ori de la Agenția de Dezvoltare Regională, ori IFAD-ul, noi nu știm. Dar misterios, cum și dumneavoastră s-au uimit, dar ce spun sătenii? Da, din 2013 și până acum, în 2020 și în 2023, iată dumneavoastră, s-au mai implicat cineva în această rezolvare acestei probleme? Sau cei care au construit, de ce nu au mai făcut careva sondaje? Sau primarul v-a propus cumva să faceți careva sondaje dacă ea, ca aici ai spus că nu funcționează? Deci nu am putut ca eu să răspund. Pentru că nici n-au făcut așa ceva, aceste acțiuni nici n-au fost efectuate din partea primarului. Doar s-a spus că oamenii nu plătesc, că i-au numit într-un fel, deci apă nu va avea burlacul. Straniu că până acum, până în cum am devenit eu în calitate de consilier, nimeni nu a încercat să-l trebujească, să-l neliniștească pe primar. De ce totuși sonda nu funcționează? De ce totuși gimnaziul și punctul medical și grădinița și alte instituții publice nu au fost alimentate cu apă? Apropo, tot dumnealor îmi spuneți, dar statul v-a oferit două guri de apă, două guri de aer. Ați fi putut descrie problema existenței unei sonde care nu este funcțională, să descrieți, să aplicați. Astfel ați fi putut obține bani pentru reabilitare, pentru ca să faci o reabilitare și să faci o investigație la ce stadiu se află pompa, că doamnele spun, deci, dar pompa poate fi înnisipată, adică bătută cu nisip acolo. Deci ce tot tot sau ce cu mâl, cu multe sunt în stratul acelea toată această inferioare. Investigație tehnică, cum s-ar numi, tot necesită cheltuieli. Doar vedeți dumneavoastră că aici mă informează primarul că 12.000 de lei au fost alocați pentru, și dumnealor întreabă, dar de ce? Pentru că cei care au dat în exploatare sonda trebuia să prezinte tot absolut în pachetul de acte. Au rămas uimite. După care mi-au oferit un număr de telefon, deși eu sunasem la Agenția pentru
Ofari un resurse minerale, are așa o denumire, AGRM-ul, Bicoița. Dar în fine, da, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. Deci iată la acest număr eu am sunat, am vorbit cu doamna și dumneavoastră ei îmi spune, zice, chiar e misterios situația asta la dumneavoastră. Acum mi urmează să adresez încă o cerere. Nu numai decât să fii consilier, oricare cetățean poate să adreseze întrebări ca să cunoască totuși, pentru că mi se spune că atunci când sonda nu are autorizație, așa cum cel care transportă copii, călători, toți trebuie să aibă autorizație. Exact și în acest caz. Deci, până la urmă, eu asta deduc și asta consider că a fost scăparea primarului, care eu nu a adunat sătenii. Sătenii nu au fost anunțați. Că iată, cineva adere sau cine a oferit banii și iată să fie creat, deci să fie tăiat panglica, să fie anunțați cetățenii că se vor alimenta de la această sursă, ca Mai după. dați-i un mandat că nu ajung 3-4 pentru atâta lucru. Dar de ce ți-o răspuns de două ori? De ce ai cerut de două ori informații tot despre sondă? Pentru că prima dată, ori eu n-am dat tot și n-am dat prima, n-am întrebat ce-i codul, care-i codul cadastral și la ce sumă e sonda construită. Deși eu în formă verbală solicitam să-mi ofere însăși materialele, tot dosarul tehnic. Și tot timpul eram bruscată, ori n-are timp, până la urmă început am înjura, că n-am și faci, că el știe și faci. Și când am văzut că el tot așa mă înjură și mă amână de pe o zi pe alta, eu am încercat, deja am recurs la metodă dar dacă aveau puțină psihologie, că din 2020 doar eu am dat, iată, în 2019 eu am devenit consilier și obiectivele mie, scopul meu când eu am devenit consilier era ca eu să văd de ce totuși sonda satul nu are apă. Toți sătenii îmi spuneau că nu avem apă, iată, avem sonda, iată, noi nu suntem alimentați. Din acest motiv, eu am fost înaintat susținută de către săteni. Și apropo, cineva spune acolo că am mai citit fugitiv, am trecut pe comentarii, apropo, nu mă supăr pe nimeni nu mă supăr, oricum n-am timp să răspund dânșilor, dar vreau să zic că la primărie nu este miere, la primărie este de lucru și trebuie să te implici, trebuie să-ți dorești să faci lucruri bune în comun cu sătenii pentru săteni. Pentru că doamnele de la Ministerul Mediului mi-au spus că, deci, până a construi o sală de fitness, apropo, nici pentru o sală de fitness nu sunt împotrivă, dar trebuia chiar și acolo să fie respectate condițiile sanitaro-igienice, adică chiar lipsa apei, acolo deja nu mai corespunde tuturor normelor. Deci trebuia să fie atras și deci, indicat și conectarea la sursa potabilă cu apă. Iată, aici eu nu văd care e sensul. Și apropo, și dumnealor mă întreabă, dar ce ați aplicat dumneavoastră la satul european? Zic că deschid la unei săli de Reparația fitness. primăriei. Da, și am zis, zic, și reparația, cum reparația? Da, apropo, aveam și proiectul primăriei și le-am arătat acolo, zic, cum la dumneavoastră e primărie și iată, uitați-vă, se spune că din 2013 proiectat furat sonda și în 2020 vă răspunde primarul că dumneavoastră nu funcționează sonda și nu aveți bani pentru a achita. Dar mă întreabă, zici, dar din fondul, ce mai aveți? Zic, avem iluminat strada al cel care se poate uns ochii. Deci, dumneavoastră, contribuie? Da, zic, contribuie, achităm, dar. Deci, vă zic, dumnealor au zis că, dar poate chiar ați vrut așa să aveți un turn la intrarea în sat, așa, ca să. Numai să vă considerați că aveți sondă în sat? Care nu funcționează. Dar ce-i cu reparația? N-au terminat-o, credeam, e toamnă. Păi azi îmi spunea secretara că mai lucrează încă. Dar apropo, gata, nu mai dorm acolo la punctul medical la etajul 2 unde a făcut un fel de hotel. Au trecut să doarmă în primărie. Dar de ce? Că-i frig? Nu, că-i frică, eu am spus la. Deci am sunat la. S-au supărat niște rușeala. Deci eu am, mi-am vorbit, i-am comunicat și domnului care este vice.
lucțitorul președintelui Consiliului Raional, că ei transformă. Da, spun că o zic ce este acolo. Ei au aruncat chiar și necesități, nevoile de la pe doilea etaj, că este intrarea separată. Și deci după ce eu am sunat și am vorbit la Consiliul Raional cu domnul Hodiencu, care este vice, a luat legătura cu directorul centrului EMS Păcahul, responsabil, bănuiesc eu, de Oficiul Medicilor de Familie din satul Burlacu, și deci le-a tăiat căldurica, au trecut în primărie și dorm acolo unde paznicul stă sub scări. Posibil ei acum sunt și în rol de paznic și au tot dreptul mai departe să mai dea câteva din ustensile, tot din, nu din auzite, din auzite asta am auzit că ei mai dau lucruri din astea care vă spun pentru un pachet de țigarete, că cam îi fumează toți când ies, toată ziua poți să ies, jumătate de zi. Asta i-am văzut eu, deseori ies la fiecare 5 minute, fumează pe pragul. Dar reparația e tot așa cum, adică ați văzut, se desfășoară, numai ieri n-a făcut filmări. În schimb, Alice, nu știu ce răspuns oficial despre cabluri, văd. Despre? Despre prețul cablului. Da, 12.000, dar v-am trimis le publicați. Eu am să le public și mai jos. 12.000. Dar ce ai vrut să afle? Ce? Ce ai vrut să afle despre... Ce ai întrebat? Dar nu mai țin minte câți bani, dacă au fost... Pentru că noi am... Dacă s-a procurat, dacă va fi unită sonda și așa, și când va fi pornită. Și el îmi spune, și au fost întreprinse măsuri, s-a discutat cu antreprenorul care vine să conveni să deplaseze. Cum poate? A, păi ăsta nu e cablu pentru reparația primăriei, ăsta e cablu pentru sondă? Nu, cablu pentru sondă, ne-am dus în eroare. Nu, pentru sondă aici e. Pentru sondă. Și uitați-vă cum spune... A fost întreprins, s-a discutat cu antreprenorul și a convenit. Cum poate să convină să deplaseze pentru a efectua orice plecare? El convine să ducă secretara la Chișinău, el convine nu știu ce să facă, dar nu convine să... Pentru mine, dacă sătenii mai au dubii în acțiunile mele ilegale, nici nu știu, nu vreau să mă justific, nu vreau să mă... Dar și te suspectează cineva că faci ceva ilegal? Cum ai zis, mata, nu numai consiliere, dar orice cetățean, nici măcar locuitor din Burlacu poate să ceară socoteală pentru cheltuielile astea. Iată, eu ca cetățean român pot să cer socoteală, s-o cheltuit bani din bugetul României pentru sonda aceea. De ce nu funcționează? Ați cerut bani de la guvernul României pentru sondă și ea nu funcționează. Înseamnă că ceva n-ați calculat bine. Înseamnă că e cheltuierea irresponsabilă a banilor publici români. Oricine poate ceară socoteală pentru asta. Și e absolut legal. Eu vă zic, dar lipsa apei într-un sat, chiar și la Ministerul Mediu spuneau, deci păi satul european pornește de la condițiile vitale, importante, necesare, condiții necesare pentru săteni. Deci lipsa apei, cum putem noi să vorbim de altceva dacă lipsește apa? Apa, sursa importantă, necesară pentru a exista un cetățean. Și drumurile, uitați-vă, câte sate acum au beneficiat și de apă și de iluminat, dar și de drumuri. Eu ca... Prioritarul a fost primărie, eu vrut să-și facă mauzoleu acolo. Ca idee, eu vreau să conștientizeze sătenii, să conștientizeze, să analizeze și să se implice, pentru că oricare primar ar veni, el nu poate face mari minuni de unul singur. Să se implice și sătenii, să ceară, să prin comunicare constructivă, prin implicare, prin... Eu așa văd într-o comună. Dar dați creem... Și acum peste o săptămână au dreptul și să voteze, să aleagă. Săptămână duminică. Păi cât e? Da, 3-4 zile au rămas. Eventual să mai iasă și peste 2 săptămâni dacă o să fie turul 2. Au tot dreptul să analizeze. Eu absolut nu i-am vrut nimănui rău și nici și fapt că eu m-am... Dar nu vreau să zic că e politică, credeți-mă, dar dacă mai faci din lipsa apei politică, atunci eu nu înțeleg ce înseamnă sau cum trebuie să fie un primar, un cetățean care dorește să se implice în rezolvarea și în aducerea sau... în modernizarea satului, eu cuvinte nu mai am.
Pentru că dacă nici trotuar nu a fost făcut, nici... Hai să folosim gurile aceste de apă care le dau prim, le dă statul. Poate cineva spune că dă așa, nu știu cum. Da, haideți să le folosim în scop întemeiat, dar nu în ceea ce vorba ce e satul arde de baba schiaptenă. Păi da, Lasă că guvernul oferea 450 de mii și primăria a luat doar 210 și tot pentru repararea primăriei. Asta mi se pare cam pierdere de bani publici. Risipă. Au ratat niște investiții în sat. Dar eu vă trimit dumneavoastră fotografii care, prin care se probă, dovadă că încă saci cu amestecuri și plasă de asta elastică sau plasă care se pune pe pereți. Mai stă la etajul 2 acolo încă la casa de cultură unde este sala de fitness. Încă bine Deci că n-au era în furat. surplus, au luat prea mult. Bine, dar s-au făcut divizi de cheltuieli, stimate domn. Aproximativ, nu chiar fix, fix. Aproximativ cu sat 2, dar nu cu 6. Și când corul lău de acolo, nu s-a măsurat acolo sau ce? Ținând cont că s-au pus și tavanii. Cum asta? Eu nu înțeleg. Nu mă faci să mă nervez, că la început mă tati enervat. Hai să ne calmăm, bine. Poate mai Sănătate. vorbim până duminică, dacă nu, succes. Mersi mult.